De fiecare dată când are loc un eveniment important, noi vă pregătim câte o surpriză. De data aceasta, 3 streamer Nexus și un jucător pro de CSGO se duelează în sculpturi de dovleci. Așadar, ca la fiecare challenge o să avem și invitați speciali și o să le zic ordinea de la catalog, cred. Îl avem în echipa din dreapta, în echipa numărul 1, îl avem pe Zasami, iar alături de el, l-a ascultat, este BTN. Iar în partea cealaltă, îl avem pe Andreas și pe Mădă. Pe lângă invitați, desigur, mai avem și ustensile, niște cuțite, cum te-ai fi așteptat. Avem două. Și mai avem niște linguri de mărimi diferite. Așadar, din câte am înțeles, se alege cu vechiul joc de piatră, foarfecă, hârtie, dovleacul, pentru că avem 6 dovleci și doar 2 echipe. 1, 2, 3 și... la bătaie. Eu zic să-l iei pe al lor, uite, că și l-au pus în față. Așa, deci asta e al nostru, gata. Tan, te dize, mane, pe. Bine. Ce faci? Pe locuri, gata, start! Gata, mă. Hai, mă, să vedem de pe... O luăm asta așa mai dreaptă? Aceste pietre sunt mai crasă. Am venit cu cobblestone-ul de acasă. Bă, ai rupt-o. Bă. Că am văzut-o pe TikTok, niște chestii de-astea, niște tips and tricks. Deci, așa arată momentan, arată bine rău de tot, e puțin cam mirat. Avem și un ajutor de ultimă oră. Așa, Silent, alegi tu pe cine vrei să ajuți. Bă, cred că cealaltă echipă. Da, cum ți se pare, cum ți se pare? 3 versus 2 nu merge. Păi nu, l-am luat doar să se dea cu părerea. Eu sunt doar observer aici. Zi, cum ți se pare. Bă, cam mirat, sincer. Îl pun ăsta. Chiar îl cheamă Aurel. El e Aurel. Bun, și acum trebuie să-i facem așa aici în gură. Ok, oameni buni, și acum jurizare alături de Pop the Caster. Îmi pare bine să fiu jurat alături de tine, frate. Haideți să jurizăm, să vedem care-i faza. Nu știu cine sunt oamenii ăștia, deci o să fim imparțiali rău de tot. Pop, hai să vedem. Nota, vă rog frumos. Da, hai să, de ceea ce... ce nu-mi place. E faptul că la sprâncene nu înțeleg care-i faza, că e doar cu așa, e puțin... Păi e așa, e sunt pictate. Tu vrei să fie găurite? Ajut. Da, sau măcar și o să mai dea un aspect de ceva, gen, okay. Nu știu. E ok, confruntat, supărat, dar se poate ok, bine, mai. pot înțelege. Da. După care... E foarte mirat, așa. Adică nici sprâncenele nu sunt băgate, știi, curate. Corect. Mă rog, și are sprâncenele așa, triunghi, e o problemă, da, mă rog, hai să vedem. Gura e zipul de gură. Are și omuleț un pic mare, cred că are niște probleme, dar are foarte multe semințe pe margine dinții, practic. Da. Tocmai am mâncat, am venit de la masă în acest moment, da. Deci trebuie și să... Și a băut ceva rece, are roșu. N-am apucat să-i dau cu ață dentară, dar merge. Și verde, care e faza? Am mâncat niște spanac. Poți să-ți bagi mâna nu într-o să și vezi ce se întâmplă. Da, e interesant. Căldură. Da, are și căldură. Sau că e și căldură aici, păi da. De toate. Și e lumina. Uite, fii atent, hai să fii atent, ca să vezi, gen, dacă te uiți așa la el, faci... Mă, m-am speriat de el, vezi, e bun. Mamă, m-am râs, ok. Dăm notele la final după ce vedem. La final. E un pic mai tryhard. E un pic mai tryhard aici. E mult prea tryhard ce se întâmplă aici, din simplu fapt că are o freză foarte interesantă. Nu, a fost o idee bună, și... practic capul, că vezi aici. Da, și a făcut și țepi. Da. Cred că a fost la i-a ridicat fruntea puțin. Da. I-au sărit doi. Da. Joacă cicatrice asta așa cum vine direct să vă trăiască. God of War, să vă trăiască băiatul. Gen, wow. Joacă bine, nu? Joacă bine, rău. Bă, îmi place la gură că e așa, gen, cu modelul ăsta. Ceva ce aici nu chiar, bă, acum e gata să te mănânci așa. Gen, aici nu regăsim. Pentru primul dovleac o să acordăm o notă de... O să facem o medie, eu personal îi dau un 8. Eu să zic un 7-50. Eu îi dau un 8 personal și pot să vă spun și 8, îi dau și 8. 8,5 am auzit. 8, 9. Wow, ok. Deci 8,50 media. Pentru acesta, vreau să spui tu. Cred că pentru celălalt, cred că un 9. Un
8.50. 8. 8. Un 8. 8? Ok, deci momentan cred că avem un fel de remiză aproape, pentru că acum contează foarte mult pe mine această notă. Ok, și hai să auzim. Și din partea mea are nota... Nota 8. Deci a câștigat. Wow, a câștigat bine, mă, concursul dovlecilor. Bă, de fapt, eu chiar sunt curios să zică oamenii, de fapt, care li s-a părut cel mai frumos. Pentru că eu oricum cred că al nostru, dar e... Bine, de fapt, al vostru e mai frumos, al nostru e mai urât. De fapt, câștigătorii suntem cu toții și... Și la urmă urmei până aici. Exact, plus de asta vă urăm un... Halloween fericit sau înspăimântător. Sau înspăimântător și ne vedem data viitoare.